veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Familia la cortul întâlnirii. Este vorba de Elcana, Ana și Samuel. Elcana, despre care citim în prima carte a lui Samuel, capitolul 1, versetul 1, era fiul lui Ieroham, un levit care se trăgea din Kehat, unul din fiii lui Levi. Elcana înseamnă Dumnezeu este creatorul. El, spune versetul 2, avea două neveste, Penina și Ana. Pentru că noi, după cum și Biblia și Dumnezeu de la început și Noul Testament, nu sunt de acord cu poligamia, nici noi în studiul nostru nu o să luăm cu cele două femei, ci doar cu una dintre ele, pentru că, așa cum spune versetul 5, dar Ana îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Oriunde în Biblie întâlnim un om cu mai multe femei, găsim scris aceasta, că iubea numai pe una. Pentru că așa este normal. Deci Ana era cu adevărat soția lui. Ana este cunoscută ca mama lui Samuel, acea femeie care s-a rugat, acea femeie care a cântat și avem și noi acum cântarea Anei pe versuri. Ana înseamnă binecuvântare, îndurare, har și Samuel este și mai cunoscut în Scripturi, numele său fiind așa cum este specificat și aici în traducerea Cornilescu, Dumnezeu a ascultat. Avem așadar această familie prezentată în mod special în relația lor cu cortul întâlnirii. Nu ni se relatează nimic din viața lor de familie ce au făcut ei acasă. Alte aspecte și întâmplări ale vieții, nimic decât ce au făcut ei când s-au dus la cort și ce a rezultat de aici. Și mă rog Domnului să avem și noi o istorie frumoasă legată de casa Domnului. Dacă s-ar scrie o carte în care să se consemneze numai vizitele noastre la casa Domnului, numai cum ne-am comportat noi la casa Domnului, numai ce urmări a avut în viața noastră prezența la casa Domnului, așa ceva ar fi și în legătură cu ei. Să îi luăm așadar pe rând. În această seară vom lua părinții Elcana și pe Ana, iar pe Samuel îl vom lăsa pentru o dată viitoare. Acest om, Elcana, îl întâlnim aici în Biblie ca levit, îl întâlnim ca tată, îl întâlnim ca soț. El locuia, ne spune versetul 1, în muntele lui Efraim. Și vremea în care au trăit ei, din nou, era o vreme critică, o vreme rea, am putea spune. Rea în sensul că cei care conduceau atunci, dacă întoarcem pagina în capitolul 2, versetul 12, fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Vă amintiți? Și familia lui Zaharie și Elisabetei au trăit de asemenea într-o vreme rea, într-o vreme critică și totuși ei și-au trăit și și-au dus neprihănirea lor înaintea Domnului cu toată râvna și cu toată evlavia. Despre acest om și relația lui cu cortul întâlnirii și prin aceasta înțelegem cu Dumnezeu, pentru că nu cred că ar putea cineva avea o relație cu Dumnezeu și să n-aibă o relație cu biserica, cu locul de întâlnire. Am notat în dreptul lui patru lucruri cât privește relația lui cu Dumnezeu prin cortul întâlnirii. În primul rând, prezența regulată la casa Domnului. Să citim aceasta în capitolul 1, versetul 3. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo. La Silo era atunci cortul. Ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jerfe. Și măcar că acolo erau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Finias. Chiar acești preoți răi în slujbă nu l-au putut opri pe Elcana să nu se suie la casa Domnului. Sunt unii care spun, eu aș merge la biserică dacă cei care sunt acolo în frunte mi-ar face plăcere. Noi în primul rând mergem la biserică pentru că în frunte și în fruntea lucrării este Dumnezeu. Noi venim ca să ne închinăm înaintea Lui și apoi ținem cont de raporturile cu ceilalți oameni. Apoi un alt verset, versetul 7, și în toți anii era așa, ori de câte ori se suia în casa Domnului. Nu își permitea vreo abatere acest Elcana de la prezența lui la casa Domnului. Apoi versetul 21, bărbatul său Elcana s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Apoi în capitolul 2, versetul 19, ni se spune că și după ce îl aveau pe Samuel
se suiau de fiecare dată în fiecare an regulat la casa Domnului. Exista în Vechiul Testament o regulamentare, o citim în Exod capitolul 23 și apoi din cartea Deuteronomului, ce se spunea în privința prezenței la casa Domnului. Exod 23, de la versetul 14. De trei ori pe an să prăsnuiești sărbători în cinstea mea. Și sunt enumerate aceste sărbători cu obligativitatea de a fi prezenți la cortul întâlnirii fiecare. Versetul 17, amintim. De trei ori pe an, toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu. Și citim și din Deuteronom, capitolul 16, versetul 16, sunt trecute aici cele trei sărbători și cred că dumneavoastră le știți. De trei ori pe an toți bărbații se înfățișează înaintea Domnului Dumnezeului tău, la locul pe care îl va alege El, la sărbătoarea zimilor, deci la Paște, la sărbătoarea săptămânilor, la Rusalii, și la sărbătoarea corturilor, care era în luna septembrie. Cine nu se suia la casa Domnului, trebuia să fie pedepsit. Dar nu doar în astfel de situații. Avem în Cartea Judecători, când s-a dat poruncă, s-a sunat cu trâmbița în timpul lui Fineas să se adune toată adunarea. Și n-au venit cei din Iabes din Galat. Și pedeapsa a fost că i-au omorât pe toți pentru că și-au permis să nu vină la acea adunare. Un al doilea lucru care îl înțelegem de la Elcana este că el conducea întreaga casă cu el la cortul Domnului. Citim în 1 Samuel 1 cu 21, bărbatul său Elcana s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an. Și în versetul 4 de asemenea, după ce în versetul 3 spune că se suia, zice aici în 4, în ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale Penina și tuturor fiilor și fiicilor sale pe care le avea de la ea. Și a condus întreaga familie la închinare înaintea Domnului. Nu este suficient să mergem noi. Biserica nu este un loc unde să meargă un reprezentant din casă. Pe cât posibil, este indicat ca bărbatul să conducă întreaga casă la locul de închinare înaintea Domnului. Citim și alte pasaje, amintesc doar două, Geneza 35, când Dumnezeu i-a spus lui Iacob să se suie înaintea Domnului, la casa Domnului, și atunci casa era la Betel. 35, Geneza, cu versetul 2. Iacob a zis casei lui și tuturor celor care erau cu el: scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă, schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel. Căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Nu poate să meargă unul pentru toată casa, pentru că mântuirea și relația noastră cu Dumnezeu este individuală a fiecăruia. Nu putem să ne rugăm noi pentru alții. Putem să ne rugăm, dar aceasta nu este suficient. Nu putem noi să conducem o relație a cuiva cu Dumnezeu prin noi, nu noi suntem intermediari. Fiecare trebuie să vină la casa Domnului pentru relația lui cu Dumnezeu. Dar diavolul se opune la aceasta. Și deschideți acum în cartea Exodului, în capitolul 10, când era să iasă Israel din Egipt. Faraon, sub influența diavolului, a vrut, citim în Exod capitolul 10, cu 8, au întors la Faraon pe Moise și Aaron și le-a zis: duceți-vă și slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Care și cine sunt cei ce vor merge? Moise a răspuns: vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Și Faraon s-a supărat dintr-o dată și spune: așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri. Luați seama că este rău ce aveți de gând să faceți. Nu, nu, și duceți-vă voi bărbații și slujiți Domnului, căci așa ați cerut. Faraon accepta să meargă bărbații, dar să nu meargă și copiii. Elcana era nelipsit, dar el s-a dus împreună cu toată casa. Și Domnul să ne ajute pe noi toți, atunci când putem, cu excepția unor copii mici sau unor bolnavi, cu copii, cu bătrâni, să fim nelipsiți de la casa Domnului. Este un lucru absolut indispensabil, care leagă biserica de cortul întâlnirii, care leagă biserica de Dumnezeu, de biserică. Un al treilea lucru în viața lui Elcana, privind cortul întâlnirii, este rugăciunea, închinarea. Citim tot în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 3,
Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului oștirilor. Apoi, versetul 19. S-au sculat dizi de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Versetul 28, partea finală. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Activitatea numărul 1 pentru care ne prezentăm la locul de întâlnire este rugăciunea. Închinarea se materializează în primul rând prin rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu. Venim în rugăciune cu mărturisiri, cu cereri, cu tot ce avem. Nu se poate imagina vreo biserică fără rugăciune. Și când la biserică rugăciunea este dată la o parte, este înjosită, este minimalizată, acolo este problemă. Am fost recent la o nuntă și m-am necăjit. S-a făcut o singură rugăciune de către unul și la gata, în loc să se roage, s-a cântat la mulți ani. Și a plecat fiecare care încotro. N-a fost rugăciune de încheiere, ci a fost cântare la mulți ani în loc de încheiere. Nu se poate gândi o prezență înaintea Domnului fără rugăciune, fără închinare. Și aceasta este indicat să fie, așa cum citim în Luca capitolul 18, când doi oameni s-au suit la templu să se închine. Luca 18, unde este vorba despre vame și despre fariseu, 18 cu 11, fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Și a spus, ce face, știți dumneavoastră, versetul 13, vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se îmbătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă ocotit neprihănit decât celălalt. Felul în care ne închinăm ne va face să ne întoarcem acasă cum trebuie sau mai trist, cum spune în Corinteni, că unii se adună să se facă mai răi. Dacă ne prezentăm ca niște farisei, nu este bine. Noi ne prezentăm în primul rând să ne închinăm, dar noi suntem niște vame și niște păcătoși înaintea Domnului. Suntem niște robi netremnici. Nu avem și nu putem să avem noi merite suficiente. Și un al patrulea lucru, care este specific lui Elcana, cât privește prezența lui la cortul întâlnirii, pe lângă faptul că era prezent regulat, pe lângă faptul că își conducea toată casa la cortul întâlnirii și se prezenta în primul rând să se închine, în al doilea rând, jertfele erau o prezență în viața închinării sale. De altfel, să știți, în Vechiul Testament și nici în Noul Testament nu s-a schimbat, Dumnezeu a interzis să te duci la templu fără jertfă. Citiți împreună cu mine în Deuteronom, capitolul 16, versetul 10, apoi să prăjduiești sărbătoarea săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Apoi versetul 16. De trei ori pe an toți bărbații să se fășiseze înaintea Domnului Dumnezeului tău la locul pe care va alege El, la sărbătoarea zimilor, săptămânilor și a cortului. Și acum rețineți, să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Era interzis, cât era de sărac, măcar doi pui de porumbel sau două turturele, se spunea, dacă nu poate să aducă o altă jertfă mai importantă. Dar era interzis să te prezinți înaintea Domnului cu mâinile goale. Și versetul 17, fiecare să dea ce va putea după binecuvântarea pe care o va da Domnul Dumnezeul tău. La fel este valabil și acum. Nu putem să ne prezentăm înaintea Domnului cu mâinile goale, chiar venind la biserică, chiar material, chiar spiritual. Este un păcat să te prezinți înaintea Domnului, și a spus nimeni să nu se prezinte cu mâinile goale, din binecuvântarea care o va da Domnul, material, spiritual, cu ceea ce avem, dar și material, cât am avea de puțin, fiecare tot mai are ceva cu ce să trăiască. Și citim că acest Elcana, spune aici, 1 Samuel 1, versetul 4, în ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevese sale pe Nina, dădea tuturor fiilor și tuturor fiicilor pe care le avea. Apoi, versetul 25, au junghiat tauri și au dus copilul la ei înaintea Domnului. Apoi 2 cu 19, mama sa îi făcea în fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa de peste an. Era acea săptămână în sărbătoarea corturilor când era poruncit să facă corturi și împreună cu toată familia și împreună cu toți leviții să se bucure acolo înaintea Domnului de binecuvântarea pe care le-o dă Domnul.
Avea un rol de a întreține părtășia în familie și împreună cu toți ceilalți. Până aici despre Elcana privind relația lui cu Domnul prin cortul întâlnirii, mai făcând încă o precizare. Este scris în Psalmul 84, versetul 4, un cuvânt pe care noi îl obișnuim predicatorii să-l spunem. 84:4. Ferici de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Să știți că aceștia care locuiesc în casa Domnului, nu-i scris aici, dar noi nu suntem atenți la citire, nu-i scris ferici de cei ce vin în casa ta, nu-i scris așa. E scris ferici de cei ce locuiesc, că una este să mergi undeva și asta, alta e să fii locuitor acolo, să ai buletin pe domiciliul respectiv. Și la fel scrie în Psalmul 27, un lucru aș vrea fierbinte, nu spune să mă duc la casa Domnului, nu, să locuiesc în casa Domnului. La fel spune în Psalmul 65, ferici de cel pe care îl știu ca să locuiască. La fel spune, dacă vreți, în Noul Testament, în Efeseni, capitolul 2, versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Ce înseamnă să locuiești în casa Domnului? Că doar nu o să facem acum aici camere, să locuim cu toți aici la biserică. A locui în casa Domnului înseamnă să fii nelipsit de la templu. A locui în casa Domnului înseamnă să-ți bată inima pentru templu, pentru tine programul de biserică, să fie cap viața ta. Știți cum sunt oamenii care locuiesc în casa Domnului? Oamenii care locuiesc în casa Domnului, ca și Petru, când îi dă drumul din temniță, nu se duc acasă, întâi se duc la casa Domnului, căci ei locuiesc în casa Domnului. Oamenii care locuiesc în casa Domnului, când se fac sănătoși, ca Ezechia, mai întâi se suie la casa Domnului. Pentru că ăștia sunt legați de casa Domnului. Asta înseamnă să locuiești la casa Domnului. Aceștia sunt fericiți. Poate vă spune unii, am mers la biserică și sunt nefericit. Numai cei care obțin buletin de biserică, ăștia sunt fericiți. Care locuiesc în casa Domnului. A căror inimă trăiește aici. Și ei sunt legați trup și suflet de biserică. Pentru ei absența de la casa Domnului este un dezastru. Dacă vin la casa Domnului cu mâna goală, dacă nu pot să se închine, să pleacă fericit, să plece fericiți acasă, ei nu sunt realizați. Pentru ei, dacă n-ar mai fi biserică, e ca și cum n-ar mai fi viață. Ăștia sunt oameni ca și Elcana, care nu lipsesc de la templu, care iubesc casa Domnului și locuiesc în ea. Haideți să aruncăm o privire asupra lui Elcana și în ce privește relația lui cu familia. Mai întâi, cum privea el pe Penina? Oricum, avea o viață grea, avea două neveste, se înțepau între ele. Penina, dacă o înțepa prea Ana, mă gândesc eu că dacă se plicea să înțepe, nu scăpa nici el de înțepături de genul ăsta. Și scrie în capitolul 1, în versetele 2 la 4, că avea aceste două neveste, versetul 3, se suia, și versetul 4, în ziua când își aducea jertfa, dădea nevestei sale Penina tuturor fiilor și tuturor fiicilor pe care le avea de la ea câte o parte din aceasta. Și a făcut datoria față de ea, față de copii. Dar ceea ce e mai frumos, citim versetul 8, când o înțepa Penina pe Ana, Elcana bărbatul îi zicea: Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Rezolva conflictele și necazurile care interveneau. Cum noi nu putem să transpunem aceasta în viața noastră, că nu avem două neveste să le împăcăm. Dar avem poate o nevastă și o noră, poate o nevastă și o mamă care se mai înțeapă și este cazul să le împăcăm. Poate n-ai copii ai tăi câți a avut el aici, dar poate ai, știu eu, niște copii vitreși sau poate ai niște nepoți. Știi să le dai partea lor și darul lor și să-ți faci datoria și față de familia mare? Și nu numai față de cei care iubești, sau cădem în ispita de a face nedreptate. Se pare că acest Elcana trăia întrucât atârnă de el în pace, și cu Penina, și cu copiii ceilalți, și a planat conflictele. Chiar prezența lui la casa Domnului ne arată că era într-o relație bună cu alții care se suiau la casa Domnului. Citim în Deuteronom capitolul 12, se spune aici ce trebuie să facă oamenii când se suiau la casa Domnului. Când el dădea aceste părți nevestei sale și copiilor de la Penina, 12:5-7. Ci să-l căutați la locașul lui, deci pe Domnul, să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul. Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot, jerfele, zeciuielele. Acolo să mâncați înaintea Domnului, să vă bucurați împreună cu familiile voastre, de toate bunurile pe care le va fi binecuvântat Domnul, Dumnezeul vostru. Era dată această
reglementare, și timp și versetul 18, ci pe acestea să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, tu, fiul tău, fiica ta, robul tău, roaba ta, levitul care va fi în cetățile tale, și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea. Probabil cei care sunt zgârciți când dau nici nu mai pot să se bucure. Dar aici le-a scris că atunci să te bucuri când dăruiești și toți împreună cu tine sunt la masă și vă bucurați toți de binecuvântarea Domnului. Noi trebuie să iubim soția cum a iubit el pe Ana, copii, în mod special, nu mai mult, cum se spunea duminic. Dar întrucât este corect și întrucât avem binecuvântarea Domnului, să fim darnici și să dăruim și în jur, pe cât se poate. Și Domnul să ne ajute la aceasta. În ce privește relația lui cu Ana, citim în versetul 5 al capitolului 1, că atunci când își aducea jertfele, dar Ana îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Se obișnuia în Vechiul Testament, la cine îl iubești să-i dai cel puțin dublu. Vă amintiți, Iosif, câte porții i-a pus la Beniamin? 5 porții, spune Geneza 43 cu 34. Putea Beniamin să mănânce 5 porții? Dacă Beniamin putea să mănânce 5 porții, înseamnă că el ți-a rămas flămânzi. Nu s-a săturat numai 20%. Dar în iubirea lui specială se obișnuia, amintiți-vă și Samuel la Saul, le-a pus porția cea mai mare. Probabil s-au fi împărțit porțile pe număr și Elcana dădea porția lui la Ana, de aia dădea o porție dublă. Așa ar fi indicat când dăm o porție în plus să dăm de la noi, că să dăm de la alții, să ne îndreptățim pe unii, să dăm la alții, asta e ieftin. Dacă te reții pe tine și dăruiești, aici se vede și se cunoaște adevărata iubire. Apoi în relația lui cu Ana, citim versetul 8, Elcana zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Poate mai degrabă soțiile plâng, uneori și soții se necăjesc. Ar fi indicat când vedem tristețea celuilalt, că nu mănâncă, nu este în apele lui, este necăjit, să constatăm cauza, pentru ce ți este inima întristată? Dar dacă nici nu te interesează, efectiv l-ai doborât pe celălalt. Chiar dacă nu poți să-l ajuți, dar să te interesezi, să încerci, să faci ceva pentru el. Poate nu se va deschide, asta este o altă problemă, depinde de ce nu se deschide. Și apare aici o expresie foarte frumoasă, o întrebare. Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Eram undeva cu doi frați și eram de câteva zile acolo și discutau între ei și spune unul, zice, auzi, de ce ți-e mai dor, de nevastă sau de copii? Ce eu spun drept de copii, deci de nevastă nu mi-așa dor. Elcana a spus, eu pentru tine prețuiesc mai mult decât 10 fii. Cam cât prețuim noi pentru celălalt partener? Prețuim măcar cât un copil. Acum oricum prețuim cam cât oferim, nu? Și Elcana îi spune, nu-i problemă că tu n-ai copii. Eu atât te iubesc pe tine ca și cum ai fi făcut 10 copii. Eu atât vreau să-ți dăruiesc ca și cum ai fi împlinită prin 10 copii. Nu prețuiesc eu atâta pentru tine? Și se pare că nu era un fals în această declarație, nu era o declarație din astea ușoară, știi? O pus unul și pe zero pe el că n-are valoare. Pentru că citim în versetele următoare, în versetul 18, după ce în versetul 9 spune că Ana s-a sculat după ce a vorbit așa, voi versetul 18, și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Elcana a mângâiat-o, ea s-a rugat Domnului, știți, sunt trei în familie. Și dacă unul e necăjit și îl mângâie și Domnul și Dumnezeu oricărei mângâieri, scris asta în 2 Corinteni 1, și mângâiem și noi ceilalți, sigur îl recâștigăm pe celălalt. Da, dacă Dumnezeu mângâie, noi ca penina înțepăm, o să fie așa în două culori. De o parte cald, de o parte rece. Dar cât ar fi unul de înghețat? Dacă de două părți e căldura, va fi refăcută situația. Deci, nu uitați să vă întrebați, noi soții și dumneavoastră soțiile, cât prețuim noi pentru partenerul celălalt? Întrebați-l pe partenere, eu cât fac pentru tine? Cât? 2, 3, 4, 5 sau 10 copii? Sau mai puțin? Apoi la Elcana vedem relația lui cu copiii. Ce îmi place foarte mult aici că era de comun acord cu Ana. Oricum o iubea pe Ana. Și și-ar fi dorit un copil de la ea. Și când a născut primul copil, sunt situații în Biblie când cineva a primit un copil prin făgăduință și cam unul a primit. Avram a rămas cu unul, cred că mamele Samson a rămas cu unul, Elisabeta, Zaharia au rămas cu unul și exista riscul să nu mai aibă altul. Și spune Ana, uite și ăsta, unul care l-am dorit și l-am așteptat și ne-a rugat și ăsta vrem să-l dăm Domnului. Și citim în versetul 22, dar Ana nu s-a suit. Și a zis bărbatului ei, când voi încerca copilul, voi duce ca să fie pus acolo înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. El, Cana, bărbatul i-a zis, fă ce vei crede.
numai să-și împlinească Domnul cuvântul lui. Au fost de comun acord ca copiilor să fie închinați Domnului. Și aceasta este un mare har. Când amândoi sunt în unitate și înclină copiii spre Dumnezeu, să fie nelipsiți de la templu și pe ceilalți adus. Dar spune, dacă se poate ceva special ca acesta să fie pentru totdeauna la templu, asta e ceva foarte frumos. Și, într-adevăr, această pornire dublă a părinților au făcut din Samuel un om deosebit. Dacă numai mama vrea să-l ducă la templu și tata vrea acasă, ca și cum ar trimite mama să spună, auzi, las copilul să meargă la adunare, tata să spună, astăzi am de lucru, las să mă ajute la lucru. Dar amândoi au fost înclinați, au spus, numai Domnul să-l primească și să accepte făgăduința noastră, dar eu din toată inima, ca și tine, subscriu ca acest copil să fie închinat Domnului. Până aici despre Elcana. Să trecem acum la Ana, această mamă deosebită, care spune în capitolul 2, versetul 11, că locuia la Rama și copilul era la Silo. Avea copii la Rama, avea copii la Silo, inima ei era obișnuită să fie la Silo, fiind prezență la casa Domnului, și era așa o mamă între Rama și Silo. Și acasă cu cei de acasă, și cu îndatoririle de familie, dar și la Silo, înaintea Domnului și la copiii care îi avea acolo. Ce bine este când, nu doar soțul, așa cum au spus faraon, merge voi și slujiți Domnului, când și soțiile știu să-și împartă viața între viața de familie la Rama și viața de închinare înaintea Domnului la Silo. În relația ei cu Dumnezeu am notat și în dreptul ei patru lucruri. În primul rând, rugăciunea. O femeie extraordinară în privința rugăciunii. O femeie care, așa cum spune bine în Psalmul 32:6, orice om se roagă ție la vreme potrivită. Ana era femeia rugăciunii în orice vreme. Citim în 1:19, s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, apoi s-au întors acasă. Se închina cu toată familia ei. Apoi se închina și individual, 1:10. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Viața noastră de familie, în privința rugăciunii, este o viață de rugăciune în comun, dar și o viață de rugăciune individuală în cămăruță. Fiecare avem nevoie de rugăciunea noastră individuală și uneori aceasta este mai înălțătoare. Când putem să ne descărcăm înaintea Domnului, și spune versetul 15 și 16, Ana a răspuns lui Eli, nu, Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei, nu sunt beat, ci învărsam sufletul înaintea Domnului și multa durere m-a făcut să nu vorbesc până acum. În rugăciune este indicat să ne vărsăm sufletul. Dar sufletul este undeva aici, mai în inimă, nu e aici sub limbă. Într-o rugăciune de 2 minute n-ai timp să-ți verzi sufletul. Când stai să-ți verzi sufletul, trebuie să stai multă vreme în rugăciune. Așa citim în versetul 13. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca. Și spune versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. A stat mult timp ca să-și verse tot sufletul care l-avea ea înaintea Domnului în rugăciune. Știm că aveți multe probleme. Și poate aveți înțepături și problemele avem și noi. Ana, după rugăciunea ei înaintea Domnului, fața ei n-a mai fost aceeași. Spune Biblia în Filipeni 4:6, orice lucru aduceți la cunoștința lui Dumnezeu. Probleme de familie, probleme sufletești, ne vărsăm sufletul, tot ce avem. Nu există probleme pe care Dumnezeu să nu se poată pricepe să o rezolve și cu care să nu ne asculte. Și apoi ne putem ridica, să mâncăm și să mergem liniștiți acasă și aceasta trebuie să fie biserica. Aici să venim într-o rezolvare a problemelor și a merge liniștit acasă. Și doar după câteva vreme s-a împlinit și a născut copilul. Dar ea a fost încredințată, a primit în cugetul ei, în minima ei, că problemele se rezolvă. Și s-a ridicat liniștită și să dea Domnul, așa să ne ridicăm și noi de pe genunchi. Cu probleme rezolvate, cu inima împlinită și cu sufletul ridicat, căci Dumnezeu rezolvă problemele noastre, slăvit să fie El. În al doilea rând, în viața Anei, în relația ei cu Dumnezeu, vedem juruința. Citim în versetul 11, ea a făcut o juruință și a zis, Doamne, dacă îmi vei da un copil, ți-l voi închina ție. Și apoi, în versetul 22, în continuare, ea a zis bărbatului că nu se suie, citim versetul 26, ce îi spune ea lui Eli, cât de adevărat este că sufletul tău trăiește, eu sunt femeia aceea care mă rugam aici. Pentru copilul acesta mă rugam. Domnul a ascultat rugăciunea, de aceea vreau să-l dau Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului.
Ea s-a ținut de juruința ei. Poate avem copii, poate sunt bolnavi și spunem, Doamne, dacă îi vindeci, dacă te îngrijești de ei, dacă o să-i întorci, vreau să rămână pentru lucrarea ta, vreau să rămân ai tăi. Sau să extindem domeniul acesta al juruinților, câte lucruri nu juruiește omul la strâmtorare. Ce spune Biblia despre juruințele noastre? Să citim în Deuteronom, capitolul 23, versetele 21 la 23. Dacă faci o juruință Domnului, la templu sau acasă, să nu prege să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Dacă te vrei să faci o juruință, nu faci un păcat, dar să păzești și să împlinești ce îți va ieși pe buze, și anume juruințele, pe care le vei face de bunăvoie Domnul Dumnezeul tău și pe care le vei rosti cu gura ta. Biblia și Dumnezeu nu ne cere să facem juruințe, dar de regulă Dumnezeu n-a cerut oamenii să facă juruințe, că știe că oamenii fac. Mai cu seamă când e la strâmtorare, pe copilul de mic e obișnuit să facă juruințe. Dacă nu mă bați, dacă îmi dai asta, fac cu tare și cu tare. Și noi, când suntem mari, tot cam așa facem. Doamne, dacă mă ajut, mă scap, fac așa și fac așa. E specific omului. N-avea rost să-i poruncească Dumnezeu să nu facă juruințe, că oricum le făcea. Nu mă spune Dumnezeu, dacă le-ai făcut, acum ține-te de ele, că faci un păcat dacă nu le împlinești. Și în Eclesiast, capitolul 5, este reluată această situație a juruinților, 5 cu 4. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Rețineți și acest aspect. Doamne, o să-ți dăruiesc cu tare. Și tot amânăm. Spune, Doamne, îți dăruiesc puțin mai încolo. Îmi spunea un frate, zice, am fost bolnav, am trecut printr-o situație de criză financiară, dar Dumnezeu s-a îngrijit de familia mea și am început să ne ridicăm. Aveau un TEC, aveau o privatizare și m-am înțeles într-o seară cu soția și am propus, auzi, hai o zi, dăruim înaintea Domnului tot ce avem. Ce câștigăm într-o zi, o dăruim Domnului. Gata, când să fie ziua asta? Uite, o fixăm miercuri. Dar curios, miercuri au vândut mai bine ca în fiecare zi. Au vândut, asta era acum 2-3 ani, de 400.000. Păi ce seara ne-am zis, venea ispita. Băi, dar am zis, dăm Domnului de asta. Nu-i tot venit, că e și cheltuială, e și o investiție, și cum acum să-i dăm toți? Băi, hai să lăsăm pe altă zi, că n-am zis care zi o dăm. Am zis că dăm dintr-o zi. Când să fie? Dăm de vineri. Extraordinar, vineri a fost o sărbătoare, lume multă, au vândut de 800.000. Păi ce să facem? Și ispita din nou i-a doborât. Păi dar n-am zis care zi dăm Domnului. Dar juruința i-a păsat. Și au mânat pe săptămâna viitoare. Și săptămâna viitoare, extraordinar, au vândut de 1.000.000 și ceva. Păi dacă ce mai facem? Ce soția Sara, acum a susit, m-a întrebat, te ții de juruință? Ce o oră nu i-am răspuns. Lasă-mă să mă gândesc. Mă gândeam și așa și așa, e păcat dacă nu mă țin de asta, dar parcă e prea substanțială dărnicia aceasta și ce după ora am răspuns. Așa am zis, așa facem. O dăm Domnului. Și au dat-o Domnului și în final, după asta, a început binecuvântarea în casa lor. Dar dacă nu, sigur, începea blestemul. Noi promitem uneori foarte ușor, Doamne, îți dau atât și atât. Dar Dumnezeu notează. Îngerul lângă tine, cât îmi dai, bun, notez. Și oamenii ori când le spun eu că le promite ceva, ne fac mincinoși după aia. Dar Dumnezeu, în Noul Testament, Biblia merge puțin mai încolo, accentuând juruințele, într-un fel anume. Matei 5, auziți ce spunea Domnul Iisus? 5 cu 37. Felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Vrea să spună Biblia aici, Domnul Iisus, că la noi orice vorbe e juruință. Nu trebuie să te juri. Să vă gândiți și să spun așa, pe cutare și pe cutare că fac așa. Da, să fie da și nu, nu. Și ce trece de aici încolo, vine de la cel rău. Orice cuvânt trebuie să aibă statut de juruință în inima noastră, în inima copiilor Dumnezeu. Dacă așa am zis, așa facem și Domnul să ne ajute la acestea. În al treilea rând, în viața Anei, văd respectul ei pentru slujitorii de la templu. Se spunea acea duminică seară că într-o familie, două sau știu eu câțiva oameni au vorbit într-un fel anume despre cei care predică sau care conduc. Spunea un frate, zice, șefii au o caracteristică cu toții, sunt bârfiți.
Erau acești oameni la templu, Eli, Hofni, Fineas, și nu erau toți de nota 10. Erau de 4, dacă vreți. Erau niște oameni răi înaintea Domnului. Știți cum se comportau ăștia? Elcana se ducea și aducea jertfe. Și citiți dumneavoastră în Samuel capitolul 2, cu 13. Și iată care era felul de purtare acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, credeți că pe Elcana l-au cruțat? Venea sluga, băga furculița, dar asta pentru preot. Și se vise Elcana, dar mai duc eu jertfe la ăștia? Uite cum bagă furculița și strac pentru ei. Nu mai duc nicio jertfă. Nu, în fiecare an aducea jertfă. Lasă, bagă furculița, că aia e a lor. Eu am dat Domnului. Și ce iau ei de aici încolo, asta e păcatul lor. Să știți, oamenii care nu jertfesc la templu, pe motiv că știu eu ăștia de la cult, știu eu ce fac, să duc în America sau știu eu, sau ăștia la biserică, știu eu ce fac cu banii, ăștia care nu dau pe motive din astea, asta e numai motivul, dar lui, lor nu-l inima de dat. Îi spuneam unui frate, corect, ăștia nu sunt cinstiți. Du-te dumitale și cheltuie pentru lucrare. Este vreun om, auzi, te întreb, are Dumnezeu vreun om cinstit pe undeva? Păi trebuie să aibă. L-ai găsit pe ăla să-i dai banii? Du-te cheltuie dumitale. Ăștia nu sunt cinstiți, nu le dai la ăștia, dar la cine i-ai dat? Deci când nu-i dai deloc, ascunzându-te că ăștia nu sunt cinstiți și nu sunt corecți, acolo e altul motivul, nu că ăștia nu sunt corecți. Nu mai ai avut tu după ce te ascunde, dar de Dumnezeu te poți ascunde? Dă-i Domnului, într-un fel anume, dă-i ce-i a lui. Cezarului ce al cezarului? Că poate și ăștia la cezar poate își fac parte, știu eu, pe unde o fi corupție, să nu acuzăm pe nimeni. Și ăștia care se pretind în Iorca adună banii Domnului ca Iuda? Păi în timpul Domnului cel care a fost cu bani, a fost cu bani. Dar Domnul nu i-a încurajat să nu dea. Și de asemenea respectul care l-avea Ana pentru ei. Citim în 1 Samuel 1:15. Auziți cum îl respecta ea pe Eli. Dar știți când a făcut aceasta? După ce îi spune în versetul 14. Ești beată. Și îi spune în versetul 15. Nu, Domnul meu. Dacă v-am spune la oameni dumneavoastră, auziți, ești beată de cap. Ne-ați mai spune dumneavoastră, nu, frate drag. Sau spune, ești beat tu? Ana i-a respectat. Nu meritau, poate. El n-a înțeles, o zi, eu mă rog și îmi spune că-s beat. A spus, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei. Și în versetul 26 spune din nou, domnul meu, iartă-mă, cât este adevărat că sufletul meu trăiește, uite, așa și așa. Știa să respecte și de asemenea știa să mărturisească prin 27 pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. Le-a spus lucrările Domnului, așa cum erau ei. Pentru ea cortul întâlnire însemna prezența Domnului și relația ei cu Dumnezeu. Chiar dacă acolo erau oameni așa cum erau. Ea respecta și ea cinstea pe Domnul. Biblia spune, voi slujiți Domnului. Nu suntem noi de nota 10. Era într-o biserică un frate păstor contestat de unii și la un moment dat le-a spus pe șleau, băi, eu sunt Saul. Și dacă voi așa ziceți, da, până Domnul nu mă dă la o parte, fiți voi David. Biblia nicăieri nu încuvințează. Dacă nu poți nici să te rogi pentru cei care conduc, să-i lasă să nu-și facă slujba suspinând, măcar păstrează-ți tu integritatea. Dacă nu avem voie să jignim pe diavolul, a, pe frații jignim, păi jignim pe Domnul Iisus. Pe diavolul nu avem voie să jignim, dar Domnul se identifică cu frații, da, pe Domnul avem voie să-l jignim? Nici vorbă de aceasta. Și un ultim aspect din viața Anei, privind relația ei cu Domnul, capitolul 2 de la versetul 1. Avem aici cântarea Anei. A fost cântare, a fost rugăciune și a fost prorocie. Și a profețit Ana inclusiv despre Domnul Iisus în cântarea ei. Hai să citim această cântare. Mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. După ce ani de zile la biserică a fost numai înțepată, nu mai mă duc, că surorile mă înțeapă. Știm că sunt surori care înțeapă. Și frați în care înțeapă și care spun că sunteți bete, poate. Dar du-te la templu mai departe, că va veni vremea când ți se va înălța gura și când Domnul face dreptate. Și după ani de zile nimeni nu-i sfânt ca Domnul. Nu erau poate ceilalți sfânți. Nu este alt Dumnezeu decât tine. Nu este o stâncă așa ca Dumnezeu nostru. Nu vorbiți cu atâta îngânfare. Să nu vease din gură cuvinte de mândrie, cum avea Penina și ceilalți. Căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul. Și spune, nu cunoaște nimeni. Dar Domnul cunoaște? Știe totul.
Va veni vremea când vei putea să cânți: Domnul a știut totul. Este un Dumnezeu care toate faptele sunt cântărite de El. Arcul celor puternici s-a sfărâmat, cei slabi sunt încinși cu putere. Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine și cei ce erau flămânzi se odihnesc. Chiar cea stearpă naște 7 ori și cea care avea cu mulți copii stă lâncezită. Domnul omoară și învie, el pogoară în locuința morților și scoate de acolo. Domnul sărăcește, el îmbogățește, el smerește, el înalță. Iar a trăit acestea în viața ei și a văzut puterea lui Dumnezeu dovedită prin prezența lor la casa Domnului. El ridică din pulpere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pună să șadă alături de cei mari și le dă de moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă, căci al Domnului sunt stâlpii pământului și pe el a așezat el lumea. El va păzi pașii preiubiților lui. Un Daniel, un Ana, care sunt preiubiți de Domnul. Dar cerii vor fi nimiciți în întuneric, căci omul nu va birui prin putere. Vrăjmașii Domnului vor tremura. Din înălțimea cerului el își va arunca tunetul asupra lor. Domnul va judeca marginile pământului. Și acum profețește în final despre Domnul Iisus. El va da împăratului său putere și el va înălța tăria unsului lui. Căci Ana este ca un simbol vechi testamental al Mariei, din care avea să se nască unsul. Din care aveau să se nască cel care avea să aducă mântuirea. Și i-au profețit cum Domnul ridică pe unii, coboară pe alții. Și i-a trăit acestea și le-a văzut în viața ei. Când s-a bucurat și a cântat ca și Maria și Elisabeta mai târziu. Și ultima parte a studiului nostru, relația Anei cu familia ei. Cum s-a comportat în casa ei cu oameni din jur, o femeie care știa să se roage și avea o bună relație cu Dumnezeu. În ispitele ei cu Penina, citim versetul 6 și 7 din capitolul 1. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. De ce vin ispitele? Ca să ne facă să păcătuim, să se mânie. Când o înțepa mai tare? Pe când să se ducă la biserică. Nu lunea, sâmbăta. Pe când se ducă la biserică, atunci o înțepa mai tare, ca să o facă să se mânie și să nu-și poată aduce jertfa în curăție și rugăciunea ei să nu fie curată înaintea Domnului. Așa, așa vine ispita. Și Ana, eu cred că plângea. Nu pentru că o înțepa și pentru că se mânia. Plângea și zicea: Doamne, că rețineți cu ce o înțepa aia, n-ai copii, ești vinovată. Pentru că așa se consideră, cine are copii are un păcat înainte Domnului, ceva problemă. De ce nu ai? Și poate s-a întrebat Ana de atâtea ori: Doamne, de ce n-am copii? Și poate vă întrebați: Doamne, dar de ce n-am izbândă? Doamne, dar de ce nu se rezolvă problema și să mă pot înțepa? Unde ți este credincioșia ta? Unde e Dumnezeul tău? De ce nu ți se revindecă copilul? De ce nu se rezolvă problema? Și tot pe când mergi la biserică. Dar nu opri să te duci. Că într-o zi se va rezolva aceasta. Și Penina va rămâne de rușine. Nu te mânia cu jind pe cei răi. Plânge și taci. Asta poți să faci. Și dacă poți și să cânți, asta e ceva de nota 10. Dar cel puțin să plângem și să tăcem. Că Ana, făcută de Penina să plângă, a ajuns să spună o rugăciune frumoasă cu lacrime. Uneori, sub înțepăturile alte, sub necazurile din jur, se nasc cele mai frumoase momente de părtășie cu Domnul. Nu după mari victorii în lumea aceasta, după mari binecuvântări pământești, venim noi la biserică uneori să mulțumim Domnului. Uităm de atâtea ori. Și a spunea: Doamne, nu-mi da prea mult să nu te uit. Dar uneori după momentele de criză și de ispită, diavolul vine în ispită să ne doboare. Dar dacă biru ispita, e fericit de cel ce era de ispită. Că va primi cununa vieții, după aceea spune Iacov în 1 cu 12. Vom putea noi să răbdăm ispitele celor din familie care ne înțeapă? Avem fiecare câte o penina. Așa se spune, că trebuie să te socrească cineva. Acum, socra e socră sau e altfel îi zice? Că zice Penina, că zice altfel. Poți să zică și Ana. Dacă e cu duhul Penina, tot Penina îi. Cineva îi care îl folosește diavolul să te înțepe. Și spune unii: a, dacă n-aș avea părinți. Și unii n-au pe nimeni, nici părinți, nici copii, numai ei doi. Dar înțepături sunt. Și unii numai el singur. Și ăla se înțeapă singur. Că e scris în 1 Timotei 6, că unii se înțapă singuri cu o mulțime de chinuri, că umblă după bogății. Deci, de țep, nu schep dacă e vorba în lumea aceasta. Decât dacă lăsăm ca toate acestea să ne facă bine și ispitele acestea să nu ne doboare la pământ. Apoi cu soțul ei, aceasta Ana, cum se comporta?
Nu citesc aici niciun verset, doar putem extrage din tot ce am citit până acum. De ce o iubea Elcana? Avea două neveste. Credeți că o iubea? Pentru ce se iubea? Copii n-avea. Eu zic că o iubea numai pentru că avea un caracter ales. Eu zic că o iubea numai pentru că era o soție bună. De ce a ascultat-o Domnul? Cum a putut să ajungă ea o mamă deosebită ca mama lui Samuel? Numai că a fost o femeie deosebită. Cum a venit Duhul peste ea să profețească? Despre unele, poate nu se scrie nimic sau despre unii, dar sunt niște oameni deosebiți. Și rezultatele se vor vedea cu vremea. O soție bună, va veni vremea când va fi lăudată la porțile cetății și ea și bărbatul ei, din această privință. Și Elcana, cât ar fi fost el de bun, poate, dacă ea se mânia și făcea scandal și zicea ca Rahela, dăm copii sau mor. Nu, ea plângea. Nu tu ești de vină că n-am copii. Și avea dovada că el avea copii cu Penina. Dar a știut să se comporte cu soțul ei și a rămas alături de inima lui. Că altfel Elcana se îndrepta spre Penina, dar a știut cum să se poarte. Și aici fac o paranteză pentru dumneavoastră, surorilor. Este câte o Penina în afară, care de înțepat în țeapă, mușcă ca un basilisc, ca băutura și toate celelalte, dar dacă nu știți să vă jucați rolul de Ana, o să vedeți pe Elcana al dumneavoastră cum se uită după Penina cu vremea. Și nu o aduce acasă, dar o are imaginară în mintea lui. Pentru că Ana nu și-a jucat rolul ei să fie o soție iubitoare și să știe să accepte chiar înțepături, dar să rămână alături de inima și aproape de inima soțului ei. Apoi, în al treilea rând, în dreptul Anei, viziunea ei asupra copiilor. Citim versetul 11. Dacă vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da robei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Și deschideți acum la Proverbe 31. Apar aici, în versetul 2, două expresii. Ce să spun, fiule, zice o mamă? Ce să spun, fiul trupului meu? Ce să spun, rodul juruințelor mele? Pentru Ana, copiii nu erau numai rodul trupului, erau și rodul juruințelor. Aceasta e ceva mult mai înălțător. Să ai o viziune asupra copiilor tăi, cu ce scop, cu ce rol sunt dați. Poate că Ana a văzut cu durere cum e Hofni și Fineas. El e bătrân și poate a zis, Doamne, ce nevoie ar fi aici la biserică de un om al Tău. Ce nevoie ar fi aici la templu să fiu un om cu adevărat după voia Ta. Doamne, dacă mie mi-ai da unul, eu ăla ți l-aș da Ție. Privind lucrarea din biserică, să fie copiii Tăi rodul unor juruințe, Doamne, aș vrea ca lucrarea să meargă. Și spune despre misiune, aș vrea să nasc un copil care să fie misionar. Dacă îmi vei da un copil spunând, Doamne, aș vrea ca acesta să fie ceva pentru Tine. Să nu fie numai rodul trupului, și rodul juruințelor. Și apoi a putut să-și împlinească aceasta. Și i-a și dat un nume ca atare, Domnul a ascultat, de la Domnul a cerut. Și Leia și Rahela, din care s-au născut acele seminții din Israel, acele triburi, le-a dat câte un nume aparte la fiecare și Iacov i-a binecuvântat, Geneza 49, cu o binecuvântare specială pe fiecare, cu o destinație. Au văzut ca părinți o viziune în copiii lor și le-au văzut locul în planul lui Dumnezeu și în această lucrare dată de Dumnezeu. Domnul să ne sprijinească și pe noi la aceasta. Am întâlnit mame când am văzut că copiilor au anumită aptitudine și a spus, auzi, hai intra aici în lucrarea în care crezi că te potrivești. Și mama s-a spus, a, sunt alții. Pentru ce l-ai născut ca mamă? Să nu-l vezi prins în lucrare. I-am zis, bărbatul ți l-ai oprit și copiii ți-i oprești. Ești o Ana? Nu, Ana a lăsat pe bărbat să meargă la templu și a mers cu el. Și pe copil l-a dorit să fie în lucrare. Nu de la sine, ci și părinții au un rol în a direcționa copiii, în a-i jurui înainte de a se naște Domnul, în a lucra pentru aceasta. Nu numai că l-a juruit. Apoi citim mai departe grija care au avut-o, punctul 4, în dreptul Anei aici. Citim că după ce l-a născut pe Samuel, versetul 24, când l-a înțercat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf de vin. S-ar presupune că în jur de 3 ani, femeile evreice alăptau mai mult, cam în jur de 3 ani l-a dus la templu. Și copilul era încă mic de tot,
ajunge ataur și a spus versetul 28. De aceea vreau să-l dau Domnului toată viața ca să fie dat Domnului. Și apoi întoarcem pagina în capitolul 2, versetul 19. Grija care o avea Ana pentru copil. Mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. Știți, se spunea despre păpucii ăia de fiecare an, să nu-i dăm toți când sunt de 20 de ani. În fiecare an îi ducea mantaua pentru vârsta respectivă. Și l-a dorit să rămână acolo și l-a ajutat pe copil. Erau niște femei care se ocupau și se îngrijeau de copiii de la templu, care urmau să fie în slujbă și îi creșteau. Și pentru ceilalți copii care i-au fost dați, spune versetul 21, când a cercetat Domnul pe Ana, i-a rămas însărcinat. Te obligă și versetul ăsta să crezi că copiii nu se nasc, fie că e vorba de primul, fie că e vorba încă de cinci, fără cercetarea Domnului. Când a cercetat Domnul pe Ana, i-a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Cum a reușit cu tânărul acesta, spune apoi versetul 26, tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Cum s-a putut realiza aceasta? Cum a putut să crească într-un asemenea mediu? Eu cred că mama sa a rămas o femeie a rugăciunii, care de la distanță se roga, care în fiecare an mergea să vadă ce se face cu copilul ei. Dar e bine să ne interesăm de copiii noștri? Și amintesc un exemplu ajutător din Estera, capitolul 2, versetul 11. Măcar că Mardoheu era văr primar cu Estera, dar era într-un fel juca rolul de părinte, Estera 2 cu 11. Și în fiecare zi, Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. Ana l-a supravegheat de la distanță, l-a purtat, cred, în rugăciune, a rămas o femeie a rugăciunii, și juruințele ei de mai demult, pentru că Domnul, pentru că ea le-a împlinit înaintea Domnului, spunea el, Cana, numai și Domnul să și le împlinească. Dar dacă noi suntem credincioși, Dumnezeu nu va fi? În mod sigur va fi credincios. Și zic să-și dovedească credincioșia și față de noi. Reamintindu-vă, Elcana și Ana au fost doi oameni despre care Biblia nu scrie decât atât. Ce au făcut ei când s-au dus la cort? Viața lor legată de biserică. Atât scrie în Biblie despre ei. Și din doi părinți care au fost nelipsiți la templu, s-a născut un copil care a stat numai în templu. Și relația lor cu templu, în dreptul lui Elcana, s-a dovedit printr-o prezență nelipsită cu toată casa lui și apoi amândoi, printr-o viață de rugăciune deosebită, însoțite de jertfe înaintea Domnului, înaintea căruia este era interzis să te duci cu mâna goală. Și într-o zi vom merge la templul cel mare din ceruri. Și vom întâlni sigur pe oamenii care au fost nelipsiți de la templu, pe acei oameni care nu vin la biserică, care locuiesc în biserică, a căror inimă bate pentru biserică și aici e casa lor. Aici e casa noastră, că aici e Tatăl nostru, cum spunea Domnul Iisus în Luca capitolul 2. De ce m-a ascultat în altă parte? Nu știați? Aici e casa mea. Cum nu e casa ta la Nazaret? Nu, aici e mai a mea ca la Nazaret. Pentru că aici avem mai mulți frați și surori. De 100 de ori avem mai mulți aici. Și Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.